Faci dumneata ordine! Vii cu poliția aici! Vii cu gorilele peste Vadim Tudor! Puneți-mi cătușele mie, voi, polițiștii! Avem actele care ne dau dreptul să stăm aici! Lasă-mă, domne! Pleacă, domne! Dar aici ce mă bași pe mine? Da, du-te, domne! Lasă presa la mine în birou! Pleacă-mă, aici, băi! Pleacă-mă, aici, nu te rușine! Lasă-mă presa să intre! Domne, mă arestați sau plecați? Că noi nu plecăm de aici, da? Nu sunteți atât de nebuni să-l arestați pe Vadim Tudor! Scandalul a început în sediul clădirii, când executorul judecătoresc i-a prezentat președintelui PRM decizia de evacuare. Pune mâna pe mine! Nu dai tu afară presa! Ești tu afară! Ești tu afară! Nu pleacă presa! Corneliu Vadim Tudor și-a pierdut complet răbdarea atunci când a fost invitat să părăsească clădirea. Președintele PRM a sărit și în apărarea presei atunci când jurnaliștii au fost scoși afară. Legitimați presa! Pregătiți cătușele! Milicienii! Pregătiți cătușele! Miliția! Miliția! Vrea să aresteze presa! Arestați presa! Corneliu Vadim Tudor a spus că nu va părăsi sediul partidului pentru că evacuarea este ilegală. Lasă-mă, domne! Pleacă, domne! Dar aici ce mă bași pe mine? Da, du-te, domne! Lasă presa la mine în birou! Pleacă-mă, de aici, băi! Pleacă-mă, de aici, nu te rușine! Lasă-mă presa să intre! Băi, ești sau faci pe e biroul meu, băi! Lasă-mă presa să intre! În plin scandal, fratelui lui Corneliu Vadim Tudor i s-a făcut rău și a fost dus de un echipaj smurt la spitalul militar. Generalul în rezervă, Marcu Tudor, are probleme cardiace de mai mulți ani. Vă rog să faceți loc aici. Urc singur. N-aveți cum, domn general, sunt militar, am putere. Mi se bagă fratele în spital. E bruscat fratele meu, general. Fratele meu, care m-a crescut. General, MAPN în rezervă, inginer. Electronist, l-ați văzut că l-a luat smurtul și l-a dus la generalul Țintoiu. E bine ce se întâmplă, da? Du-te de aici, imbecilo! Mă ajuți de rușine! Angajatul statului nu s-a ales doar cu atât. În tot acest scandal, executorul judecătoresc a fost și înjurat de către europarlamentarul PRM, iar la un moment dat o salvare a fost chemată pentru unul din membrii partidului. Ce căutați voi aici, măi? Ce sunteți voi, domnule? N-aveți mandat! N-aveți niciun mandat! N-aveți mandat! Ieșiți afară! E biroul meu parlamentar! Nu dai cu presa afară! Analfabeto! Uite ce fac eu cu actele tale! Infractoare! Marș afară de aici! Ce mă văd aici, lasă-le în pace! Bruscat general! Bă, rușine! Bruscat general de armată! Umplu pușcările cu voi! Toți care sunteți aici și șefii voștri! Lasă-vă presa! Haideți, făciți-ne în loc! Haideți! Este fratele președintului Vadim Tudor, se vadă generalul Marcu. I s-a făcut foarte rău, a fost chemat salvarea, va fi dus la spitalul militar și președintele Vadim Tudor este cu tensiunea la pământ. Adică Corneliu Vadim Tudor a avut nevoie de îngrijiri medicale? I s-a dat tensiunea, i s-a dat un calmant, însă și nu este foarte grav. Domnul general Marcu a fost bruscat, a fost agresat de ordine de organele de poliție, care bineînțeles o să plătească pentru această fără de lege pe care au făcut-o. După scenele pe care le-ați văzut, accesul presei nu a mai fost permis în sediul PRM. Colega noastră, Ane Tradner, se află acolo. Ane, bună ziua! Ce se întâmplă acum? Bun găsit, se pare că aceste calmante care au fost administrate lui Corneliu Vadim Tudor nu și-au făcut efectul. Președintele PRM este în continuare la fel de revoltat, a găsit o metodă inedită de a comunica cu presa, acum că nu ni se mai permite accesul în sediul instituției. Vorbește de la balcon, a susținut un nou discurs în urmă cu câteva minute, din nou injurii la adresa executorului judecătoresc. Este foarte revoltat de faptul că
s-au schimbat încuietorile de la sediul partidului, ca atare se consideră a fi sechestrat împreună cu ceilalți lideri PRM aici în sediul PRM, și asta pentru că dacă iese din această clădire nu îi se va mai permite să intre. A spus că este vorba despre o chestiune de principiu, refuzul acesta de a părăsi sediul PRM, asta deși, în ciuda faptului că statul, mai exact RAPPSI, a propus să preia o altă clădire, dar președintele PRM refuză acest lucru. Fiecare obiectel se inventariază, se trece într-un inventar, durează probabil până mâine dimineață. Pentru că fiecare publicație, revistă sau maculatură este menționată în acest proces verbal. Care sunt motivele pentru care s-a dat acea ordonanță prezidențială de evacuare? Argumentele le găsiți în hotărârea judecătorească. Noi nu plecăm și te asigur că mă apuc anul nou viitor și eu nu plec. Setul Partidului România Mare a devenit astăzi arenă de circ, iar spectacolul evacuării ține, iată, de mai bine de 10 ore. Când a dat cu ochii de autoritățile sosite să-l gonească din clădirea retrocedată, liderul Corneliu Vadim Tudor a pornit războiul. I-a aruncat un pahar de apă în fața unei femei, executor judecătoresc. I-a zburat cascheta unui polițist și i-a jignit în fel și chip pe toți cei prezenți. Cât timp a durat inventarierea bunurilor, Corneliu Vadim Tudor a ieșit din oră în oră la balconul clădirii să se plângă printr-o portavoce că este sechestrat în propria casă. Vă avertizăm că limbajul folosit de președintele PRM poate fi ofensator. Du-te dracului de aici! Imbecilo! Marși în bata de curbă! Nu-ți e rușine, pitică nenorocită! Uită-te în oglindă! Nu faci dumneata ordine la mine, în birou! Escroaca! Ce-o mâldoaca, escroaca! Lasă-mă, idiotule, presa! Lasă-mă, presa! Tâmpitule! Corneliu Vadim Tudor s-a dezlănțuit cum a văzut-o intrând în sediul partidului său pe cea care urma să-l dea afară, executorul judecătoresc Daniela Șomâldoc. Se întâmpla dimineață la 8:30. Cine ești tu, pă proastu? Ministrul Justiției! Dă-și dracu din gură, cățea turbată! Dă-și dracului din gură, vită încălțată! Faci ordine în partidul meu! Nu plecăm noi din sediul nostru! Pleci tu, hoaso! Arăși ca dracu, muma pădurii! Nu pleacă nici liftul cu tine, schiloada dracului! Uite ce fac eu cu actele tale! Infractoară! Marș afară de aici! Nu doar executorul judecătoresc a intrat în colimatorul liderului PRM. Cine ești dumneata, domnule? Cum cine suntem-a, porcule, mă? Că-ți dau două palme de smuziții, la ceapă. Hai și schiză, te-am vedeu. Îl întreb, mă, din Tudor, cine e? Du-te-n bătă de goalan! Iar în momentele în care atenția jurnaliștilor era îndreptată către executor, Corneliu Vadim Tudor încerca să organizeze pe ultima sută de metri rezistența. Ia sună-l pe porcul ăla de iubici. Nu în numele meu, reține, îi spune. Dom'le, de ce nu ești aici, într-un moment de genul ăsta? Iată un motiv pentru care va fi dat afară din partid, să știi. Ba, azi, da, afară. Și iarăși acuze la adresa musafirilor nepoftiți. Minți! Minți! Hoților! Mințiți! Nimeni nu a scăpat de cuvintele grele aruncate de europarlamentar, nici măcar polițiștii. Lasă-mă, idiotule, presa! Lasă-mă, presa! Tâmpitule! Tâmpitule, huliganule! Huliganule! Nu! Mă f***mă datoria ta! Lasă-mă, presa, să intre! Bă, ești prost? Ești prost sau faci pe prostul? E biloul meu, băi! În îmbrâncel și urlete, fostul parlamentar Marcu Tudor, fratele liderului PRM, era transportat de medicii SMURD spre ambulanță. Au gonit cu el spre spitalul militar din cauza problemelor cardiace. Daniel Nițoiu este la sediul PRM din strada Emil Zola. Bună seara, Daniel! S-a încheiat scandalul acolo? Bună seara, Oana, bună seara tuturor. Nu, scandalul nu s-a încheiat și este departe de a se încheia. Corneliu Vadim Tudor tocmai a ieșit la balconul imobilului pentru a-și susține cauza. Înăuntru este și executorul judecătoresc pe care l-a înjurat și l-a stropit cu apă și mai mulți agenți de poliție. Nu este prima dată când se încearcă evacuarea Partidului România Mare din acest imobil. De fiecare dată însă, Corneliu Vadim Tudor a reușit să se opună executării silite pe motiv că în aceeași clădire ar funcționa și Fundația România Mare și tot aici și are sediul și el ca europarlamentar. Instanța a decis însă încă din primăvara anului trecut că proprietarul acestui imobil este urmașul lui Nicolae Caranfil, Andrew George, stabilit în Statele Unite ale Americii. Vadim însă
refuză să părăsească această casă și susține că este victima unui abuz al mafiei imobiliare. El le-a spus mai multor simpatizanți de la balcon prin intermediul unei portavoci că nu va pleca de aici decât încătușat și că poliția îl ține sechestrat înăuntru și că are nevoie de lumânări, torțe și hrană uscată. Atât deocamdată, la revedere, vă ținem la curent!